problema abandonului de animale nu este una nouă. Anual, zeci, sute și chiar mii de căței și pisicuțe ajung în stradă din diverse motive. Aici încep să se mulțească necontrolat. Și nu e vina lor, ci a stăpânilor lor, care în lipsa unei legi pentru protecția animalelor nu prea poartă responsabilitate pentru viața și siguranța necuvântătoarelor. Vladislav Pușnei, un tânăr medic veterinar din Chișinău, consideră că problema animalelor abandonate se va rezolva numai atunci când toți patrupezii vor fi luați la evidență. Ce trebuie de făcut într-un stat sănătos este să se implementeze de la nivel central un program. Un program de microcipare și de identificare a animalelor și introducerea lor într-o bază de date. Eu am lucrat în România un an la ei cum se întâmplă. Fiecare cățel care este vaccinat cu vaccinul antirabic trebuie să fie microcipat și introdus într-o bază de date a statului. Fiecare medic veterinar este obligat, în momentul în care vaccinează antirabic și microcipează un cățel, să îl identifice în REX. La ei se cheamă REX programul. Este super simplu și nu cred că este atât de greu ca statul nostru să formeze un program din ăsta online în care fiecare medic veterinar, în momentul în care vaccinează, intră și introduce cățelul acolo. Se mai introduce și numele proprietarului. Fiecare cățel este identificat odată cu proprietarul lui. Deci un proprietar poate să aibă 10 animale identificate, poate să aibă unul singur. În programul ăsta se notează vaccinurile, se notează vânzările, se notează transmutările, se notează tratamentele, se pot nota decesele și dispariția cățeilor. Tot ce este nevoie este ca statul să introducă obligativitatea ca medici veterinari pur și simplu să înregistreze acolo fiecare animal vaccinat. Și pe lângă asta să oblige deținătorii de animale să vaccineze antirabic. Deseori, la clinica în care activează, ajung și animăluțe abandonate într-o stare extrem de critică, iar el niciodată nu a ezitat să le ofere o a doua șansă la viață. Printre ele se numără și Bagheera, cățelușa salvată de la moarte, care a devenit un ajutor de nădejde al medicului. La început ne gândeam că Bagheera trebuie să meargă într-o familie unde se simtă mai bine, dar mi-am dat seama că mai bine decât la noi nu se simtă nicăieri. Bagheera la noi se ocupă cu tratamentele și se mai ocupă cu întâmpinarea pacienților și clienților. Am avut de multe ori cazuri când căței vin speriați, super speriați, căței de 60 de kg. Bagheera vine, îi pupă, îi îmbrățișează, îi înconjoară de 10 ori, trece pe sub ei și după aia căței nu mai au nicio frică de veterinar, nu mai au nimic, vin, stau liniștiți la consult. În viziunea sa și de la patrupezi putem învăța ce înseamnă compasiune. Și ce mai face Bagheera în ultima vreme? Se așează lângă fiecare cățel care suferă mai mult și îl cumva este la capul lui și îl ajută să se facă bine. Este ajutorul clinicii și este medicul cu patru labe. Pentru medicul veterinar Vladislav Pușnei, orice viață trebuie să conteze, indiferent dacă e vorba despre om sau animal. Și doar educând toleranța și empatia față de animale, ne vom putea considera o societate avansată din punct de vedere moral și spiritual.